fiecare întâlnire cu mine. Cred că iar s-a uitat mobilul pe silent. Să sun pe telefonul de la 1. Alo, tata? Oh, oh. Bună ziua! Ați sunat la întreprinderea construcții și montaje. Poftim! Normal, de că l-a făcut directora de centrală. Pentru secretaria, apăsați tasta 1. Alo, bună ziua, aș putea să... Pentru informații, apăsați tasta 2. Dacă vreți să lăsați un mesaj, apăsați tasta 3. Pentru alte probleme, apăsați tasta 4. Tasta 4 pentru alte probleme. Și dacă mai aud de apăsat taste... Era urăță, ce? Ce? No! Ce trebuie să-i spun, tati, să-ți schimbe ton, dar și tare. Cine mai asculta zrățușchea, zăi? Mac, mac, toată ziua, tope la... Ha, alo, în sfârșit. Bună ziua, trebuie să vorbesc cu domnul director. Am auzit? Uite, nu se voie scrie, nu se poate așa ceva. Mac, mac, Ha, no, acum s-a trăut, sunt ocupat. Ia uite, nu le e rușine. Ha! Da, cine? A, fiica mea, spune că sunt ocupat deocamdată. Mai am de lucru, n-am terminat. Aoleu, azi trebuia să mă văd cu ea, e ziua ei. E ziua ei. Stai, mai e la telefon, dă-mi-o. Nu mai e? Lasă că, las că o sune pe mobilul ei. Da, o sun direct de pe mobil. Da, mulțumesc. Puiul lui tata, am uitat. 0746. E tata? Ei, lasă că te învăț în minte, tătifule. Ai chemat-o la Mașceada de Italia. Prezentă-ți de migrațiune. Prezentă asta numele 2. Ce-am făcut? Unde am sunat? Cum am dat de macaronare? Alo, spaghetti. M-am săprat de telefonare. Ce-i cu Rățușca? Cine mai ascultă Rățușca în ziua de azi, fraților? Păi eu nu mai ascultă la 10 ani. Crezi că ascultă fii mea? Și mi-a făcut tonul ăsta de așteptare. Cred că maică-sa. Deșteapta de maică-sa i-a făcut tonul de așteptare. Mamă, de nevantă melodie. Ați vorbat din numărul 0746. Alo? 2 Robotule, mai mănâncă și tu ceva, că n-ai vlag în tine. 4 Nu mai pot, dau cu tine de pământ. Nu mai înțeleg nimic din telefon. Ați format numărul 0. Păi eu știu ce-am format, dragă. 4 6 2 0. Momentan, abonatul se află angajat într-o altă convorbire. Hai, lasă-mă, domn colo, firar să fie, cred că o sună pe maică-sa. Dacă o sună pe maică-sa și află maică-sa că nu m-am văzut cu ea, acum nu o mai lasă 2 luni să mă văd cu ea. Îmi interzice. Sau poate mă sună ea pe mine. Nu, mai bine insist că trebuie să insist eu. Înainte să apuce să sune pe maică-sa, da, insist eu. Așa. Alo? Alo, pisicuța lui tata, ce faci? Alo, nu se aude, nu se aude, alo! Alo, m-auzi? Nu se aude! Pisicuță, ce? Alo? Bă, n-am semnal! Dita mai întreprinderea și n-am semnal! Alo, nu închide, sunt eu, tati! No, iar ascultă! Fraților, nu v-ați săturat să ascultați telefoanele, vorbesc cu fata mea! N-am secrete de stat, vorbesc cu fata mea! Foarte bună! Băi, n-aveți altă treabă? No, e clar, o iau razna, închid și o mai sun odată! O mai sun odată, 0746... Nu, stai puțin, că mai bine mă duc în parc. Că poate dau de ea. În timp ce o sună. Ia uite că sună. Ce să fac pentru limba română? N-am apăs unul pentru limba română, na. Bună ziua, sunat în centrală. Cu ce vă putem ajuta? Să sună în centrală. Ce centrală, doamnă? N-am sunat în nicio centrală. Am sunat pe numărul de mobil al fiicei mele. N-am sunat în centrală? N-am sunat în centrală. Mă rog. Bine, am sunat în centrală. Vreau să vorbesc cu fiica mea. Lucrează la noi în centrală. A,
Am zis, fica mea, cum să lucreze în centrală? E fica mea, e mică, dragă, e mică, e elevă. Atunci, de ce ați sunat în centrală? Iată, sunați la școală. Doamnă, n-am sunat în centrală, e o greșeală. Dacă e o greșeală, de ce nu le spuneți așa la revedere? Nu închide. Iar curățușca m-a zăpăcit. Nu, alo. Alo, ați sunat în centrală. Stați. Vroiam să vă spun că nu e o greșeală. Vă rog, am sunat... Nu înțeleg. Dacă nu e o greșeală, de ce ați spus că e o greșeală? Doamna, am greșit și eu. Sunt om. Am greșit. Vă rog să mă iertați. Sunați din țară sau din străinătate? Dacă sunt din... Doamnă, sunt din țară. Din ce țară? Cum din ce țară, doamnă? Din ce țară sunați? Ce limbă vorbiți, doamnă? Românește. Eu vorbesc românește. Deci sunt din România, doamnă. Din România sunt. De unde să sunt? Din România sunt. La ce școală mea? La ce școală cine? A fica dumneavoastră. Păi de ce? Ca să sună la școală. Păi nu. Păi doamnă. Nu e la școală, doamnă. Aha, nu e la școală. Încă la ce grădiniță atunci? Doamnă, vreau să o sun pe mobilul ei personal, l-am cumpărat de ziua ei anul trecut. Rămâneți pe fir, nu închideți. Alo, nu, nu mă puneți, că n-am fir, e mobil, n-am fir. De asta? Stai că-ți închid. Cred că s-a enervat. Mai bine să-i sun, să-i spun că am fost omersul. Pentru limba română, apăsați un om. For English, press 2. Ce, mă? Pentru zile de naștere, apăsați 3. Ce? Pentru zile noastre, ce n-am mâna? Luna, alo, e ziua dumneavoastră? Da, la mulți ani. Mulți ani trăiască. Da, chiar e ce, mă? La mulți ani. Păi să-mi faci tu mie una ca asta. Of. Uite, am și un cadou pentru tine. Genia, Demi! Ia cărățușca! Excelent! Mamă, și ce juriu! Stela în juriu! Bravo! Cred că mi-a fost mai greu mie decât tine. Cu emoții mai mari. Da, mergem acolo. Temi, mulțumim mult de tot. Am plecat cam treabă. La judecată, mulțumim, Temi. Nu mai desparte mobilul, să știi. Pentru limba română. Cui vrei să-i spui ceva? Celor de acasă. Ok. Cei de acasă sunt acolo. În primul rând, vreau să salut pe cineva foarte important. Un domn care m-a dus până pe scena asta. Un domn care m-a ajutat să calc pe scena asta. Domnul Dan Șalapa. Îi mulțumesc din suflet. Noi mulțumim. Am văzut-o mirată pe mami când ai dat cine e dânsul? Cine e actorul meu personal, de fapt, într-un fel personal, care m-a ajutat să fac. Actorul care te-a îndrumat în zona teatrului? Da. Omul care te-a dus pe scena de teatru? Da. Wow. Și până aici.